fel aici și mai trebuie să-i fac. Antonio, dar ce simți așa când te privești, Larisa? Nu mă mai uit atunci. Lasă să vedem ce care e. Să știi, când mă uit în ochii ei, adică când... Are ochi frumoși. Când mă uit în ochii ei, parcă mă liniștesc un pic. Adică nu mai am... Serios, nu mai am emoțiile alea așa. Și mie îmi place contactul ăsta vizual. E cum ziceam și eu când am intrat, că îmi place să mă înțeleg o persoană din privire. Eu sunt o persoană, da, așa este și mie. Nu știu, îmi place când vorbesc cu cineva să mă uit în ochii persoanei respective, pentru că eu îmi dau seama foarte rapid de intențiile persoanei din fața mea. Îmi dau seama foarte ușor. E suficient să schimb câteva vorbe și să-mi dau seama cu cine vorbesc. Și nu știu dacă ai observat, niciodată nu-mi iau eu prima ochii. Gen, nu pierd eu prima contactul. În grădină am fost un pic. Nu cred. Probabil. Sunt destul de atent la detalii, ai văzut și tu. Probabil, nu știu, era un alt, dar când discutam... Asta e rău. Că nu ți le zici pe față să te eliberezi, să zici, bă, uite, nu te suport, nu-mi pare rău. Nu te suport. Nu pot să am... Să vorbesc cu tine, cum i-am zis eu, Irinei. Nu te suport, îmi pare rău, nu pot să stau așa. După că am vorbit cu ea și am ajuns la un consens, asta din nou. Altceva. Da. Ar fi mult mai ok dacă toată lumea și-ar spune totul pe față. Bă, ai o problemă cu mine, hai să nu-i spunem pe față. Știi? Da. Și să nu fie ranchiuna asta, că suntem tot oameni, nimeni nu e perfect până la urmă și la coadă, știi? Greșești și eu, greșești și tu. Nu are nimeni dreptate în totalitate. Ce voiam să zic? Poți să mă retrag atunci? Nu, rămâi aici. Nu? Deci ce să pleci? Unde să pleci? Nu știu, mă gândesc că poate aveți nevoie de un contact de vizual mai profund, așa. Inclusiv Mihail a zis că poate gesturile mele sunt prea, nu știu, din prima și poate nu sunt așa adevărate. Tu ce părere? Ok, tu ce simți să faci? Cât îmi place de tine și atâta timp cât tu nu-mi zici, bă, stai la locul tău. Și dacă mai zici așa, nu știu, aș mai simți să mai fac măcar ceva pe final. Și cât îmi place de tine și cât tu nu-mi zici, bă, du-te la locul tău, simt să-i dau tot înainte și să am... Tu simți că este un loc? Simt că ar trebui să am răbdare. Și eu de obicei sunt răbdător, mai ales când e vorba de ceva ce chiar îmi doresc. Stai să zic și eu o chestie. Eu eram aici la băieți, după ce s-a închis conexiunea, bă, era o liniște totală. Erau ăștia trei, era Cosmin. Eram toți pe canapea. Cosmin cu Laurențiu și cu ăsta, cu George. Și vorbeau despre... Salut, Radu! Ceva, aici eram, dacă m-ai strigat. Despre ceva care n-avea sens, știi? Și la un moment dat eu văzut că noi subiect pe emisiune, că noi doi știm cum e, zic, hai să vorbesc despre ce se întâmplă între ei. Și eu am zis la un moment dat, zic, eu cred că la fete acolo, eu am zis fix așa, zic, eu cred că Mihaela, de fapt, este geloasă un pic pe prietenia dintre Robert și Bianca, sau ce au ei acolo, aliat. Păi a recunoscut și ea. Apropo, Robert m-a îmbrățișat și eu l-am îmbrățișat. Ascultă-mă, și... Nu s-a zis conexiune. Eu când am zis asta, Robert, Radu vrea să facă, Radu vrea să zică, că Radu vrea să... Și am zis, gata, zic, eu nu-i pun nicio întrebare, nu mai zic nimica, cum îi se pare. Măi, și acum ce se întâmplă? Vine Robert în casă, acolo la noi, și eu eram la baie și când m-am întors, el era deja cu Mihaela la masă și îmi spune, așează-te. Eu zic, nu vreau, voi aveți discutat, eu nu o să mă bag în discuția, să-ți povestească Mihaela ce vrea, eu am recunoscut ce ai zis ea, da, m-am enervat, da, m-am ridicat, da, am plecat, recunosc, îmi pare rău, gata. Și Robert îmi zice, nu, că trebuie să faceți pace, așează-te, a insistat. Și cu atât Robert insista, eu după fața Mihaela am văzut că ea se enerva pe mine că o să stau acolo cu ei doi. Și eu zic, nu, că așa, și i-am povestit din nou chestia, exact ceea ce a spus Mihaela, că eu nu neg nimic, eu nu neg că m-a ridicat, ce a fost. Nu, neg nimic. Stai un pic, că nu asta a afirmat că te-ai ridicat tu, că asta e... Că i-am zis de pum, da, am zis. Stai un pic, am recunoscut, păi am recunoscut, păi, la nervi. Eu am recunoscut tot. Nu, am recunoscut și la masă acolo și la fete și pe conexiune am recunoscut. Am zis că da, așa a fost. Dar mai ții minte când i-am spus că îi dă că îi varsă un pahar de apă în cap, că aruncă pe geam. Vorbim despre ce să vorbim. Da, dacă știi că și tu ai făcut, adică, mă rog, nu pornești chiar așa o discuție. De ce nu? Dar nu mai din partea cealaltă. Păi din cui parte? Mihaela a început. Ce zici tu cu apa în cap, cine a pornit discuția? Păi, tot Mihaela. Mihaela mi-a zis de apă. Toamnă ei pahar cu apă în cap. Că de multe ori... Aruncă... Și cine a părât-o genul pe Mihaela atunci? Nimeni nu a părât-o, Mihaela a spus. Ea a zis că i-aș da un pahar cu apă în cap. Sau că pe Irina o trage de păr. Adică... Nu a părât-o nimeni, eu mai ales cu chestia asta. Și tu ai făcut unele lucruri? Cum? Păi da, pe ea am tras-o la răspundere pentru ce a făcut, nu?
crezi că ai putea să ai mai multă răbdare decât George? Că George are răbdare și are cu... Tu când îți dorești ceva, spre exemplu, am un obiectiv, mâncarea asta, vreau să o mănânc, da? Eu îți dau un exemplu. Când ai un obiectiv, când intervine altceva, gata, spui, nu mai vreau, sau tu, tu ai obiectivul ăsta? Tu, cu George, un cuibușor, practic, nu v-ați împăcat relație sau așa, că am și întrebat, bă, sunt un cuplu și nu mi s-a zis că da, știi? Păi acum nu suntem. Da, nu mi s-a zis că sunteți un cuplu sau așa. Și, na, îți dai seama că asta a fost primul gen, când v-am văzut de mână, a fost primul gen peste ceafă, primul capac peste ceafă, știi? Și n-am dat înapoi și nu dau. Eu am zis de când am venit, nu sunt genul să renunț ușor. N-am fost niciodată genul să renunț ușor. Îți plac provocările? Mereu mi-au plăcut provocările. Provocările te întăresc. Și mereu după ce... Mi-ai luptat pentru o fată care a fost într-o relație sau... Nu, într-o relație nu. Eu mi-am asumat tot și așa și Robert spune, hai să ne îmbrățișăm. Eu zic, Robert, eu nu mă îmbrățișez cu tine, că Mihail o să se supere și mai tare și o să fie și mai grav. Ai spus tot atunci? Da, nu, acum, la masă, când a venit Robert. Nu mă îmbrățișez cu tine, că o să fie și mai grav. Și Mihaela așa, știi? Adică a fost de acord. Și la un moment dat... Robert zice, nu, 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 hai că mă îmbrățișez și pe mine și pe ea și faceți pace. Eu îl îmbrățișez... Vrea să facă pace. Da, eu îl îmbrățișez pe Robert, îl am îmbrățișat strâns și urma să facă Mihaela și ea nu. Și deja ei au început acolo să se certe pentru îmbrățișarea asta. Exact cum am spus exact eu, înainte fost... Da. Și am plecat de acolo deci și Robert, stai un pic, Robert a luat pe tine în brațe și a fost mai gelos. Normal. În condițiile în care Bianca a spus că nu da, vreau să... Tu îți dai seama eu am zis că vreau să mă îmbrățișez. Da. Tu îți dai seama că conflictul... Asta zic, a pornit din cauza geloziilor Mihailei, a frustrărilor ei. N-are de ce să fie geloasă, n-are de ce, pentru că eu acum vreau să fiu cu el și nu am nicio treabă, niciun lucru. Dar nu cred că s-a zis Mihaila la modul pe alianță, pe prietenie. Și vezi, treabă, că eu în continuare tind să cred că Mihaila crede că lui Robert tot îi place de tine 40%. Da, și lui Robert îi place de mine și de asta îi vorbește frumos lui de mine. N-ar avea sens. Adică de ce să mă apropii de el? Dacă nu-i place de mine, oricum se poate apropia de tine, nu mai are cum, că așa e contextul și cu băiatul ăsta trebuie să fie bine, nu? Da, nu, eu mi-a spus de oricum, clar, dacă nu era eu, nu și pe de tine, nu se apropia de tine în clipa de față. Nu, și nici nu are pasă. Sens, nu? Vine la are sens, are sens. Nu, are sens. Dacă tu zici așa de ochiul lumii, de cum e el, are sens. Dar, personal, din partea mea, oricum, este cu același scop. Adică și pentru mine are exact același sens care are și pentru el. Da, între noi doi, oricum, nu va fi, nu este nimic, nici n-are de ce să fie geloasă. Absolut deloc. Bine că n-ai adus șervețel galben, că... Da, cred că... Dar e sinifla. Eu acum am vrut... Cred că până la urmă ți-l dau de căpă ăsta că a ieșit cel mai bine și ăsta se cam rupe. Nu știu de ce. Cred și eu, adică în fața ei nu pot. Cred că l-am dat cu parfum și vreau să ai ceea ce ai să ai de calitate. Ești parfumat. Ți-l dau acum că nu mai am răbdare până începe. Mulțumesc. Oh, dar ce parfum. E parfumul meu. Dar merită îmbrățișare. Măi, Mihaela, tu... Dacă vrei poți să-ți dau ăsta e... Nu, las aici în casa voastră. Mulțumesc mult. E frumos. Să-l păstrezi. Să-l păstrezi. Ce ai zis, Mihaela? Ai zis ceva de îmbrățișare? Să mă face acum că n-au auzit. Am zis că merită îmbrățișare. Merit. Bine, hai, Larisa. Curaj. Oh. Eu mă simt cupidon acum. Mulțumesc. Pot să-l iau eu. Mulțumesc pentru gest. Foarte frumos. Acum, gen, că m-ai luat în brațe, simți și parfumul, nu-i așa? Da. Asta pot să-l păstez eu, nu? Că... Mersi. Și v-am. Deci am venit cu rezerve pe bune, adică... Și ăsta. Și le-ai parfumat pe toate? Da. Și ăsta e parfumat. Da, dar ăsta e mai parfumat. Uite, simți. Da, și știu ce parfum e. Mă bucur că am mâncat ceva azi. Încă-ți mai e foame? Nu? Dar Larisa niciodată nu mănâncă platourile, oare? E Larisa, ai mâncat? Mile să le desfacă, să le... Nu, dar mănânc. Nu, da. Să nu atentați la farfuria mea. Oare să dansezi? Nu știu, dar aștept să văd. Dans.
Robert, când a venit la fete, a încercat să aplaneze conflictul între voi, te-a întrebat pe tine, de exemplu. Clar. Păi că dacă pe el a venit două. Să facă pace, să facă pace. El a ascultat versiunea ei și a zis că eu am ascultat-o pe Mihaela și aștept versiunea ta. Și eu am zis că n-ai de ce să asculti versiunea mea, pentru că eu îți confirm tot ce zice ea. Ce a zis ea? Îți confirm tot. Așa și a fost. Frumos, dacă era altă fată în loc de Bianca și se lua de Mihaela... Da, tu să fi fost. Da, să fi fost te eu. Omora. Fai, ce îmi făcea. Nu, nu e așa. O omora, o băga în spital. Da. Nu știu, dar nici nu pasă. Robert a încercat cumva să fie bine, dar cred că a făcut mai rău. Uite, auzi? Ce te notă? Încearcă acum. Până în al doilea leg. Dar nu mai porniți, lăsați, nu mai porniți, lăsați. Ei, nu mai ai ruș pe ceas. Cum e posibil așa ceva? Nu ți-am pupat ceas. Se mai dă cu ruș. Nu știu, cum de ceasul cu ruș. Numele meu în italiană înseamnă trandafir. Numele tău fiind? Rosa Pinta, Rosa. Pe bune? Da. Asta e nume de familie, nu? Da, da. Și înseamnă trandafir. Și trandafirul roșu în special.